găsit la Vocea Filmelor. M-am îmbrăcat în albastru. Știți că am o problemă cu albastru pentru că a fost uniforma aia de care nu mai scăpam. Dar pentru că vorbesc de regii blestemați și știm că albastru este o culoare regală, am zis voi face o excepție. Mai mult decât atât, mărturisesc că bluza asta a fost inspirată de un spectacol de la Opera Română, așa că e din toate părțile cu puțină istorie, dar și mai ales cu puțină cultură, puțin mai multă cultură. De ce am ajuns la Regii Blestemați? Știu, între timp dă și TVR-ul, miercurea seara. Acum am constatat, eram convinsă, știți, cum memoria ne joacă tot felul de feste și oricât City Bug sau alte lucruri pentru așa ceva am luat, în cazul în care le ținem minte, e mai bine să verificăm sau să constatăm cu ochii noștri. E bine, fiecare episod are o oră și jumătate, zicem așa că are vreo 45 de minute. Episodul al treilea din Regii Blestemați, filmat în 2005, parțial filmat în România, era făcut chiar la Feldioara, drept care ne-am gândit împreună cu Georgiana să ducem acolo. Poate cineva se recunoaște la figurație sau locurile, oricum cred că e extrem de important. Este un roman al lui Maurice Druon, știm bine, el a scris și Marile Familii și acolo era un film colosal franțuzesc în cal negru și poate cine știe, într-o bună zi, sub o formă sau alta, e cei de la Cinematecă Bare, apropo, vedeți că intră în vacanță între 1 august și 15 septembrie. Deși am zis că anul ăsta totuși școala începe mai devreme, dar probabil nu și școala de cinematecă. Ei, trebuie să mă întorc la Regii Blestemați. O să o recunoașteți dacă vă uitați la serial sau dacă ați ajuns la Feldioara, ați avut ocazia să o revedeți pe Julie Gaye. Julie Gaye e o actriță despre care s-a vorbit foarte mult pentru că la un moment dat a fost iubita lui François Hollande, președintelui Franței. Dar mai mult decât atât, ea este și producătoare și un om extraordinar de drăguț și a lucrat mult cu Corneliu Porumboiu al nostru. Deci ne interesează în mod direct, o să mai spun, mai multe legături cu România. Apoi, în film apare și Claude Riche. Claude Riche, în 1965, deci practic 40 de ani înainte de 2005, când s-au făcut Regii Blestemați, venea în România cu Henri Colpi și juca în Steaua fără nume, cu Marina Vladică, tot a fost Sfânta Marina săptămâna trecută, așa că eu cred că i-a plăcut de vreme ce s-a întors. Cine mai era acolo? Philippe Torreton, care la rândul său a venit cu Bertrand Tavernier și a filmat în 1996 și a fost prima mea întâlnire spectaculoasă cu un regizor de care doar auzisem și știam cât de mare e și care venise în 1995, evident cu un an înainte ca să facă filmările, pentru că era invitat la festivalul Dachino al lui Dan Chișu și chiar mi-amintesc și acum că am ieșit la o cină la Atene Palace. Știu, între timp s-a schimbat Hilton, Ana, da, știți exact despre ce vorbesc și eram atât de fascinată încât nu vreau decât să-l aud vorbind și nu îndrăzneam nici să pun întrebări. Mi s-a părut una dintre primele întâlniri formidabile și care aveau să se înlănțuie de-a lungul timpului cu altele de francezi la care țineam. Știm foarte bine că Tavernier împreună cu directorul de la Cannes, la un moment dat au făcut și o prezentare a filmelor Fraților Lumière și toată povestea asta a ieșit și pe un DVD. Știu, acum mai nou, lumea vorbește mai puțin de DVD-uri, dar credeți-mă, e mult mai sănătos. Nu depinzi de net neapărat ca să vezi ceva, este legal, poți să dai înainte și înapoi cât dorești, nu ai reclame și în plus există și niște bonusuri, așa încât eu cred că nu trebuie să ratăm
ocazia. Plus că, așa cum vă spuneam, era cu Thierry Frémaux acolo și chiar a fost o prezentare la un moment dat inclusiv la TIFF, la Castel, acum câțiva ani. Deci, Capitaine Canon era filmat și el în România, de Tavernier, deci Toreton deja cunoștea locul. E, evident, personajul principal sau de cel care o să ne impresioneze cel mai tare, am vrut să spun de cel de care o să ne atașăm, dar cred că deja, Moro, e mai complicat să te atașezi, poate așa în filmele din noul Walder, altfel are așa o modalitate de a pune niște distanțe, deși atunci când vrea să fie foarte tandră sau să cânte, este neîntrecută, sau să facă gestul acela care a făcut în Conjurul, Netului, când nici nu era atât de bine înfipt Netul și când ea a sărutat mâna lui Vanessa Paradis, considerând-o absolut extraordinară și din punct de vedere al actoriei, dar și al muzicii. Deci o avem și pe Jean Moreau acolo. Așa că eu cred că Regii Blestemați sunt istorie din mai multe puncte de vedere și am mai prezentat odată și concertul cu Vlad Ivanov de față și cu toate poveștile lui și cu un Radu Mihăilan, un regizor care totdeauna ne face mai fericiți cu filmele sale. În plus, Cristina Nicolae astăzi seară va avea Râul care urcă muntele. E un film făcut când încă, evident, nu emigrase în Canada. Întâmplător, chiar în ziua asta, împlinește 79 de ani. Încă mai așteptăm un mesaj de la domnia sa de dincolo de ocean. Eu, optimistă ca întotdeauna, sper să și ajungă. Pentru că am vorbit despre lucruri întâmplate în secolul precedent, cum spuneam despre Steaua fără nume sau inclusiv despre Capitaine Canon, mă voi mai opri puțin la Trintignant, de care vă spuneam că cei de la Institutul Francez au avut grijă să prezinte o parte dintre filmele sale, mai noi sau mai vechi, inclusiv recentul Happy Ending, dar care știți foarte bine că e departe de a fi chiar cu un sfârșit fericit, atâta vreme cât îl face Haneke, un expert în filmele sumbre. După care, primul număr pe care îl cauți în telefon, e al psihanalistului, ca să-ți revii. În cazul dat, însă, Trintignant a făcut și câteva filme în America, știa și ceva englezește, am încercat să îmi dau seama dacă partea vorbită în americanește sau nu vocea lui, dacă nu e a lui, e cineva care limită extraordinar de bine. E un ucigaș cu simbrie, titlul franțuzesc era un om mort sau un om a murit, un om e mort, și se duce, cum spuneam, să rezolve cazul, numai că la rândul lui după aceea este extrem de urmărit și cum vrea să afle de ce, de unde îi se trage el, care fusese ucigaș cu simbrie și mersese atât de bine până acum, mai ales că toți banii pe care îi câștiga îi pierdea la jocurile de noroc, adică avea și el o patimă a lui, avea și el o slăbiciune și la un moment dat îl găsește pe împușcat. Numai că totul se întâmplă în ajunul mormântării respectivului, iar împușcatul este pe un fotoliu, ca ăsta și așa, și cu un trabuc în mână, evident înțepenește, gândește că e viu, când colo, nu, e pur și simplu îmbălsămat, drept care mi-am amintit imediat de Evita Peron, pe care știm că Peron tot așa, numai că a îmbălsămat-o, dar o ținea într-un sicriu de sticlă și călătorea cu ea, chiar dacă între timp să căsătorise urgent cu o altă, care a ajuns și pentru scurtă vreme președinta Argentinei, tot așa au făcut și cu Lenin și cu Stalin, numai că aici era stând pe un fotoliu. Bun, după ce se lămurește că totuși era, n-aș spune chiar de ceară, dar frumos reconstituit, descoperă o coroană imensă în spatele căreia să se ascundă de ceva gloanțe care zveneau spre
Cum credeți că arăta coroana? Vă menționez doar faptul că la scenariu era Jean-Claude Carrier, care nu putea să rateze ocazia să nu fie ironic față de gustul uneori îndoielnic al americanilor și era așa. O coroană că toate zilele în formă de harta Americii și, bineînțeles, în culorile de rigoare. Nu v-ar fi dat prin minte așa ceva. Mă gândeam că există un personaj pe aici unde o coroană în formă de harta României cu tricolorul. Nu vă spun la cine mă gândesc, pentru că sigur a trecut prin minte, dar deocamdată e viu și nevătămat. Poate așa, ca să, pentru viitor, pentru cei care creează în această direcție. Deci Trintignant, absolut senzațional, ca de fiecare dată. E un joc subtil, nuanțat, cu totul altfel decât toate celelalte, iar cele două femei frumoase sunt așa, Anne Margaret și Angie Dickinson. La început am avut chiar o ușoară neliniște, care e una, care e cealaltă. Sunt frumoase, înalte, blonde, cu un corp impecabil și după aceea totuși Anne Margaret este mult mai dulce decât Angie Dickinson. Bine, era și rolul de așa natură și încerca pe cât se poate să îl ajute pe Trintignant. Deci, cred că dacă aveți ocazia să vedeți filmul sau să-l mai dea o dată la Institutul Francez, o să vă anunț, pentru că e chiar e un film polițist care te ține așa fix pe scaun, însepenit, fără să fii neapărat îmbălsămat. Apoi, Tiful și-a terminat prezența la București, cel puțin deocamdată, dar știți că urmează să mai fie și peste an, și a plecat la Timișoara. Acolo, la filmul mut, va fi Malombra din 1917. L-am văzut anul trecut la TIFF. Este un film al lui Carmine Gallone, de care ne leagă istoria indirect. Carmine Gallone era socotit un Cecil B. DeMille al Italiei, făcea filme istorice, Scipio Africano poate că este dintre cele mai cunoscute, dar a făcut și Odessa în flăcări și da, cauți Odessa în flăcări, o coproducție cu România, film de propagandă, făcut în 42 plină perioadă nazistă, și cum armatele române cuceresc Odessa și după aceea vin și nemții și îi mai ajută puțin sau îi ajută din plin, căci, cum spuneam, era un film de propagandă. Să nu uităm că acest Carmine Gallone a luat luase deja o Copa Volpi, deci o copa lui care era, se numea încă Copa Mussolini, în plină perioadă a lui Mussolini, pentru toate filmele lui istorice anterioare. Dar Malombra este, cum spuneam, un film mut, care nu are, în 1917, conotații politice, deși, sigur, eram în timpul primului război, marelui război, că toată lumea spera să fie cel de pe urmă, și va fi însoțit la Timișoara de muzica Simonei Strungaru și Filarmonica Banatul. Deci va fi o desfășurare de forțe foarte serioasă. Apropo, tiful mai ajunge la un moment dat și la Constanța și o să refacem și noi acolo Studentul din Praga, din 1913, chiar mai de mult, cu Radu Rădescu o să-l facem acolo și mi se pare interesant că acolo există evident și Universitatea de Stat Ovidius, unde sunt și masteranzii mei, așa că e interesant să vadă cum era studentul din Praga în 1913, aproape 110 ani. Dar mă mai întorc un pic la Timișoara, pentru că e din 26 până în 31 iulie, casa noastră, bineînțeles, care a luat trofeul, apoi evenimentul, l'evenement, care este cu Ana Maria Bartolomei, care a câștigat și la Veneția, care a luat și Cezarul, tot menționez, pentru că cu tristețe am constatat că la una dintre proiecțiile de la Cluj, o proiecție obișnuită, nu din cazul Tifului, era strict o singură persoană în sală,
Alina noastră, care e pasionată de cinema. Evenimentul este un film din nou despre, ca și Call Jane, despre avorturi și interzicerea avorturilor, care era o treabă foarte serioasă în anii 60 în Franța. Știm bine că între timp lucrurile au deraiat în America în zilele noastre, nici în Polonia nu stăm foarte bine. Și tot pe ideea asta, la francez de data asta, a fost un film cu Delphine Seyrig, tocmai despre drepturile femeilor și despre manifestațiile din anii 70 până să reușească Simone Veil să introducă legea avortului și a anticoncepționalelor. Și cred că Delphine Seyrig e un personaj în sine. Cel mai la îndemână vine să-mi amintesc de filmul Alain René, anul trecut la Marienbad, normal că doar ce am fost la Carlsbad, adică Marienbad, care în cehește este Marian Schelasne, cum vă spuneam, acolo la început în 1946 se dădea primul film de la festivalul de la Carlo Vivari, era prima seară la Marienbad și a doua zi era la Carlsbad, deci Marian Schelasne și Carlo Vivari. Deci oricum are o conotație foarte frumoasă, plus că orașul în sine este un oraș de vacanță ideal și foarte vintage în sensul cel mai bun al cuvântului. Dar în filmul pe care l-am văzut acum, care este un documentar, cum vă spuneam, despre mișcările feministe din anii 70 din Franța, care se cheamă, care e un amestec între insoumise, adică nesupuse, dar și insoumuse, ca să fie și o muză. Care au fost muzele acestei nesupuneri în perioada respectivă? Sigur că, din păcate, lucrurile un pic alunecau așa spre stânga în perioada respectivă. Era după mai 68-69, perioadă complicată, dar surprinzător este că Delphine Seyrig, care era o actriță formidabilă, din păcate s-a stins un cancer foarte repede, la 58 de ani, într-unul dintre filme a fost refuzată de nimeni altul decât Yves Montand. Păi Yves Montand și Simon Signoret, care erau atât de vașnici și apărători ai comunismului și au venit cu aceste gânduri chiar și pe aici, mă rog, odată cu apariția solidarității din Polonia și-au mai schimbat punctul de vedere, dar în perioada respectivă Yves Montand a zis că nu vrea să joace cu Delphine Seyrig ca să nu îi strice imaginea. N-am înțeles de ce, doar pentru că era mai feministă și încă nici nu era atât de agresivă ca în perioada zilelor noastre. Dar despre Delphine Seyrig v-aș mai aminti că a jucat și în Podan, în Piele de Măgar, al lui Jacques Demy, și de acolo noi ne amintim de Catherine Deneuve și de ea mai puțin. Și așa de tare m-am bucurat că de la Lyon, pe ultima sută, după ce nu cumpărasem de la o mediatecă, videotecă extraordinară a fraților Lumière, de acolo nu luasem Podan, dar am găsit-o în oraș la Lyon și am zis ia să o iau, și bine am făcut, pentru că mi s-a făcut o poftă teribilă să revăd. Și unde ea este o zână liliachie și cu foarte mult umor și cu prezența ei și cântă și absolut formidabilă. Ea avea să o cunoască apoi și pe soția lui Jacques Demy, respectiv pe Agnès Varda, avea să joace în multe filme ale regizoarelor. Vă dați seama că asta se întâmpla în anii 70, că acum știu, o să spună diversi că istoria nu se repetă. Ba da, ea se repetă la un moment dat, pentru că și acum sunt căutate regizoarele și chiar și gramatical se inventează tot felul de lucruri, dar constatam că în anii 70 încă se spunea Madame le ministre, acum se spune Madame la ministre, iar azi dimineață chiar am constatat o scriitoare care era întrebată, vreți să vi se spună écrivain sau écrivain? Și a zis, nu, écrivas. Și mi s-a părut foarte frumos așa între scriitori și scriitoare. Noi avem feminin în direcția asta, nu stăm destul de bine, spre deosebire de alte momente în care femininul nu e chiar suficient de respectuos. Că la poetesă, ca și la doctoresă, cred că funcționează
mai greu, deși cred că s-ar cuveni să fim ceva mai respectoși. Mă întorc la ea, la Delphine Seric, care a jucat și în Farmecul discret al burgheziei, al lui Bunuel, dar mai mult decât atât, interesant este că în copilărie, ea fiind fata unui diplomat la New York, de altfel stăpânea foarte bine și limba engleză, în copilărie stătuse pe genunchii lui Bunuel și mai târziu Bunuel avea să-i dea un rol într-un film emblematic, care este Farmecul discret al burgheziei. Aceeași Delphine Seric avea să mai joace și în India Song, al lui Marguerite Duras, cum vă spuneam, multe regizoare, între altele și Chantal Akerman. Aflu că a apărut chiar o carte despre Chantal Akerman de curând tradusă în românește. A fost și Contesa Bathory la un moment dat, aceeași Delphine Seric, și a jucat și la Truffaut, care o admira teribil, în Baiser Volé, adică sărutări furate. Dar nu numai Yves Montand o refuză, ci și Duplantier, care era un foarte important producător de film. Da, ea a rămas oricum în istorie și dacă o descoperiți sau o redescoperiți, sigur o să fie un eveniment frumos în această vacanță cât mai cinematografică. În continuare, în oraș sau la Timișoara, la TIFF, Alcaraz, nu ratați. Vedeți că încetul cu încetul va dispărea și din cinematografe, pentru că din lipsă de public e păcat. Sunt niște copii formidabili, sigur că e un film intens și, apropo de copii, un nordic, Guiț se cheamă, e cu un purceluș, v-ați prins, tot pentru copii, a fost prezentat întâi la Cluj și a mers cu Victor Miron și copiii lui, care citesc din cărțile pe care el le transportă cu autobuzul lui fermecat, cu un book shop, i-aș zice, deși de acolo nu cumpără nimeni, ci doar împrumută și mereu copiii spun, am vrea să împrumutăm mai multe și să știți că le dau și înapoi. Nu cum s-a întâmplat pe aici, în diverse restaurante unde se puneau cărți și lumea a plecat cu ele în loc să le citească și să le aducă înapoi, dacă se poate, pentru că poate mai vreau și alții să le citească. Mă mai întorc un pic însă la Delphine Seric, pentru că în filmul pe care l-am văzut, documentarul de care vă spuneam, Insumus, apărea și o Ioana Uider sau Uider, deci mi-a plăcut ideea că o chema Ioana, într-adevăr era născută la București în 1932 cu diverse mutări de-a lungul vieții sale, inclusiv în Palestina, inclusiv la Paris, și care a făcut la un moment dat un film care se potrivește foarte bine și se potrivea și care se chema Soabele Tetua, care e o expresie în franceză, fi frumoasă și tași de-n gură pentru că-s precis vei spune numai prostii. Sigur, este un titlu total incorrect, dar sigur că important era ce vroia să prezinte acolo și era extrem de potrivit. Apropo, pentru că Delphine Seric era și frumoasă și nu era nevoie să tacă pentru că era un foarte bun vorbitor, deși la un moment dat, într-unul dintre interviuri, spune, nu știu ce mă socotiți o actriță intelectuală, eu n-am nici bacalaureatul măcar, să nu uităm, în Franța bacalaureatul se dă și se ia foarte greu. Eu sunt doar actriță, pe de altă parte, într-o întâlnire de televiziune cu Simone de Beauvoir, sigur, era de acord cu ce spune Delphine Seric, dar pe de altă parte era cam frumoasă și se vede așa un strop de invidie, de ce încercați să vă controlați privirile, că nici nu știți unde rămâne privirea peste ani, chiar și la Simone de Beauvoir. Mă întorc la Timișoara, fac ce fac și iar mă întorc la Timișoara. O să puteți vedea la Timișoara Megre, de sper să ajungă și la București, că fiind cu Gerard Depardieu, la un moment dat, un film polițist prinde bine oricând. Filmul lui Florin Piersic Junior, Nimic nou despre dragoste, interzis sub 18 ani, dar cred că și mai mult, nu se poate, știu, dar
mă rog, e foarte explicativ ca să fiu amabilă, dar finalul e spectaculos. Atâta pot să vă spun. Și o să mai fie filmul competiție oficială cu Penelope Cruz și cu Banderas, pentru că tot vă povesteam despre el, că e din nou cu o ironie care o să vă facă plăcere, deși o ironie la adresa regizoarelor. Facem ce facem și ne învârtim așa într-un cerc, chiar la închidere au cut al lui Azavanisus, filmul care a deschis Cannes, acum închide Timișoara. E, și pe săptămâna viitoare ce ar mai fi de văzut? În oraș o să vină o animație, dar despre care am să vă mai povestesc. Am văzut-o în avans, dar vreau să fie întâi pe marele ecrane și după aceea să vedeți cum e cu animăluțele supereroi. Păi și animăluțele au ajuns supereroi, dar cine nu-i supererou? Asta este. Și cel care a făcut filmul cu complet necunoscuți, italianul, a făcut un film care se chema Supereroi, dar nu era cu supereroi neapărat, dar era ceva cu benzi desenate. Funcționează bine istoria asta cu benzile desenate, cu povești de dragoste. E o combinație destul de costititoare. Ea trebuia la un moment dat să fie o ilustrație și la Chuck Norris versus comunism. Apropo, să nu uit, a ieșit pe casetă. Ediție super limitată. Nu mă întrebați de unde se poate lua, că m-au mai întrebat și alții și răspunsul Adrianei Răcășan, care îi mulțumesc încă o dată că anul trecut la Malombra fără ea nu intram, că nu era niciun bilet acolo la Muzeul de Artă din Cluj, unde a fost filmul mut. Și apropo de Muzeul de Artă din Cluj, acum se lăudau teribil și am primit chiar niște fotografii recent că și la Paris, la Louvre, în curte, au făcut proiecții de film. Eu cred că s-au inspirat de aici, de la Muzeul de Artă din Cluj. Bun, deci o ediție extrem de limitată, super limitată, dar e nostim, bineînțeles, cu Ana Maria Moldovan pe contracopertă și, cum vă spuneam, iată aici. Și săptămâna asta am mai tras un podcast care se cheamă În oglindă, o să vă spun la momentul respectiv, și unde Mihai, cel care mi-a luat interviu, a spus o să scoatem și pe casetă video. Cred că era o exagerare, dar era o exagerare care dă bine la public. Așa, în oraș. Săptămâna viitoare, nunta lui Krecinski. Recunosc că nu l-am văzut la teatru de comedie. Am reușit să fac rost de bilete și să merg la Teatru Național. Este cu Mihai Bendeac. Eram foarte curioasă să-l văd după ce am fost la Iumor, știm. Eram foarte curioasă să-l văd pe scenă, pentru că l-am văzut pe mare ecran în Portretul luptătorului la tinerețe, în filmul lui Constantin Popescu Junior, Ticuță Popescu, Constantin Popescu, îi place să-i spunem numele întreg. În 2010, unde regizorul îi dăduse un rol pe contraamploi, adică era un dur total și unde se descurcase foarte bine, așa că aștept să văd cum e și pe scenă, și pe scena mare a Teatrului Național. E un moment de nerăbdare, mărturisesc. Și în weekend, la Teatreli, o premieră a unui spectacol foarte aparte. El se numește Dual și cei de acolo vor să instaureze ideea asta unui teatru mai special. În acest Dual joacă Mihaela Velicu. Aș putea spune că am jucat și eu cu ea. Da, și cu Aida Economu în Extraordinara Viață. Nu, ele jucau absolut senzațional la Teatrul Național, dar era din când în când și vocea mea acolo și am fost foarte onorată. Ei, Mihaela Velicu a fost dintre cei 10 pentru TIFF anul ăsta. În acest Dual mai joacă cu Vlad Udrescu, care a fost nominalizat la un ITER, și cu George Albert Costea. Regia îi aparține Letei Popescu, de-abia aștept să văd în weekendul viitor. Și nu uitați, tot la Teatreli lângă, e grădina cu filme și aveți românești și nu numai, și o promisiune
de la Roxana Lepădatu, care se ocupă de teatrele, în mod special e Sufletul, că la toamnă băiatul văduvă pe care l-a montat Jebeleanu și în care o avem și pe Cosmina de la din După Dealuri, va fi prezentat spectacolul în paralel cu filmul de la care a pornit, filmul lui Xavier Dolan, respectiv Tom la fermă. Și mă bucură foarte tare, recunosc că sugerasem la un moment dat, dar nu știam dacă cineva m-a și prelua ideea, pentru că e interesant de văzut, dacă se poate, chiar în aceeași seară. Iar pe Xavier Dolan, nu ratați În iluzii pierdute, tot așa încercați să nu pierdeți filmul după Balzac. 7 Sezaruri, tot spun că poate așa vă tentez, dar nu în asta constă. Tentația este într-un film în care nu numai că istoria se repetă și după 200 de ani, nici mai mult, nici mai puțin, dar e atât de tandru, subtil și, pe de altă parte, dulce, amar. Deci mergeți la Iluzii pierdute. Păi, tocmai mi-aminteam, săptămâna trecută a fost chiar pe 19 iulie, dată exactă față de 1976, când Nadia lua celebru 10. Și în aceea zi intram și eu la facultate și să știți că am intrat pentru că mi-au dat Balzac. Nu mă așteptam, tocmai Balzac era cel mai complicat dintre toate. Și totuși eu cred că Balzac e oricând de bun augur și nu doar pentru că bea multă cafea. Sau și pentru asta? Nespresso nu se inventase, dar cred că ar trebui, așa cum există niște cafenele Balzac, să existe și un Nespresso Balzac, marca înregistrată, prima cutie la mine. Vă mulțumesc și mergeți la cinema, că e păcat. Și la teatru, vedeți? Premiere în plină vară.